Cum a fost finala? E, și tu consideri, te întreb pentru că tu ai fost un fotbalist fantastic, deci eu te-am iubit ca fotbalist, eu sincer te-am pus întotdeauna acolo undeva lângă Hagi și lângă toți marii fotbaliști ai acestor timpuri și atunci ai alt ochi. A fost cea mai bună finală din istorie? Ca spectacol, da. Ca joc, nu. Da, trebuie să recunoaștem. Cred că această finală o să rămână în istorie, fiindcă un jucător a dat 4 goluri și totuși a pierdut finala. Da, asta da. Da? Bine, tu mi-ai și zis că, după părerea ta, fotbalistul turneului n-a fost Messi. Nu, sincer nu, fiindcă... bine, acum dacă ținem cont că e undeva să se retrage, nu o să mai prind un campionat mondial... Eu emoțional, cred că... dacă ținem cont. Dar cine a fost fotbalistul turneului? Nu știu, o spun că putea să fie și Modric, Mbappé. Da. Mai bine, Mbappé mai degrabă, ținând cont că a dat și 4 goluri în finală. Da, și 4 goluri. Da, bine, lumea poate și datorită faptului că Messi nu o să mai joace niciodată la un campionat mondial. Toată lumea a vrut pe undeva să-l pună pe aceeași etajeră cu Maradona, uh-huh. Care eu cred că Maradona a fost de 3 ori mai mare ca Messi. De cât? De cât Messi. De 3 ori? Pe puțin de 3 ori. Serios? Horea, a câștigat un campionat mondial singur, a câștigat în Italia un campionat singur, la Napoli. Sau două, nu mai știu exact. Un parc, două ori. Unul. Da, unul. Messi e un jucător extraordinar, dar a jucat doar la Barcelona. La echipa națională n-a fost un jucător decisiv pentru ei. Și dacă îi luăm golurile din 11 metri, nu cred că a fost un campionat mondial reușit pentru el. Da, da, din punctul ăsta de vedere, a jucat bine, dar nici mie nu mi s-a părut că a jucat stelar. Da. Adică... a avut faza aia de la golul 3 are, cu Croația. Da. În semifinala e singura fază în care de a fost Messi. Da, nu, e singura fază în care a fost Maradona. Da. S-a apropiat. Da. Bun, bine, cum să spun, el a împins, e clar, echipa e clar că s-a făcut în jurul lui, asta e clar. Dar mi s-a părut, dar și eu cred că emoțional și cred că știi, mai e ceva, Aline, suntem și în căutare de eroi. Căutăm cu disperare eroi și, noi căutăm, și legende. Eroi și povești. Exact. Deci finala asta... E o poveste. S-a vrut așa în primul salvat, moment. Da. Și-a salvat un campionat mondial discutabil din mai multe puncte de vedere. Gândește că minutul 82 era 2-0. E, nu o să mai în minutul 82 finala era dacă ca și termina 2-0, finala asta... Nu mai era o finală extraordinară. Dacă n-am râs, am văzut finala cu vreo 100 și ceva de prieteni și dacă n-am râs la un moment dat la 2-2 vine un amic așa mai hâtru și zice, bă, vrei să vă zic ceva? Eram toți, 100 și ceva, nebunie, lumea ținea, majoritatea cu Argentina. Eu să le fac în ciudă, în Mbappé, pe acolo, Nița era terminat. A Ilie cu Argentina lui, plângeau copiii pe acolo, ai văzut, plângeau ei amicii pe acolo cu Argentina. Dar vine unul la 2-2, era și șprițuit un prieten bun hâtru și ce, mamă, blatul perfect. Da. Zice blatul perfect, normal, n-a fost niciodată. Deci, mai degrabă Mbappé, după părerea ta. Ținând cont că a dat și 4 goluri în finale, punând și goluri. Dar a și demonstrat că a tras toată echipa asta după Franța. Da, adevărul că fără el. Și asta e... Fără el, da? Deși acolo sunt jucători mai mari. Dacă luăm golurile și fazele de joc, uh-huh. Argentina putea să joace fără Messi. Pentru că în Franța fără Mbappé era mort. Da, bine, aici exagerez. De ce? Nu poți să zici că Argentina putea să joace, că nu sunt doar golurile. Gândește-te câtă superioritate face mingea aia care o ține în 15-20 de metri lângă picior, nu o ei. Știi cum e, face superioritatea aia, scoate jumate din echipă. Știi tu. Sau 2-3 oameni lângă el tot timpul. Eu sunt fan Maradona, așa că n-am nicio. Stai, că mă duc la extrema cealaltă, acum mai înțeles. Nu, e fan Messi el. Bă, păi și sunt tu nu zici nimic, mă? Tu, am lăsat, deci, așa e frumos. De 10 minute de Messi frumos. Și tu nu nimic? Am lăsat pe dânsul, că e mai ia mare să te auzi. Respect prea mult. Așa că nu puteam să-l contrazicem. Dar acum, sincer. Dar ce l-ai văzut? Am spus. Wow, ce s-a întâmplat? Păi am avut meci cu copiii. Și vezi fiecare cu meciul lui, da, dar nu da, cu da. Porcii, dar, noi cu ai noștri. Mă bucur pentru Messi, mă bucur pentru Argentina. Am mers de la început cu ei. Mai mult pentru Messi. Maradona sau Messi? Nu, părerea ta. Eu l-am cunoscut pe Messi. Personal? Am văzut. Dar chiar ai jucat împotriva lui Messi vreodată? Nu, am avut ocazia, l-am văzut. Am văzut și...
Domnul Dănuț știe mai bine. Mai bine. Diferența între Maradona și Messi, dar atât cât a făcut-o la Barcelona. Dar este senzațional. Ceva. Ție ți s-a părut că Argentina a fost împinsă de arbitri campionatul ăsta? Așa. Puțin. Hă? Acolo 10% a... e corect. Da, a avut, pentru că știm faptul că e ultimul 21. Campionat mondial al lui Messi. Și toată lumea cam o vreau pe Argentina campioană. Și până la urmă a ieșit.